Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea de astăzi se numește vești proaste pentru diasporă. PSD pregătește un val masiv de ambasadori și consul politici pentru a controla legile din 2016. Doamnelor și domnilor, alegerile de la 16 noiembrie 2014 vor rămâne pentru totdeauna un reper, o bornă a forței voinței democratice a României libere. Toate denigrările, manipulările, toată propaganda PSD-istă din ultimii ani s-a făcut scrum într-o zi de noiembrie, unde mai bine de unul din doi români a dorit să iasă la urne pentru a-și putea exprima revolta și dreptul democratic în fața unui partid și a unui sistem care amenințau să pună mâna pe întreaga țară. Toate datele au arătat că împotrivirea PSD pentru lărgirea exercitării dreptului de vot pentru românii din afara granițelor a fost o operațiune bine orchestrată, la care au pus umărul funcționari din MAE, consuli, ambasadori, oameni cu demnități înalte în stat, de la Ministerul de Externe, la primul ministru și viceprim-ministru. Chiar cu privire la cele 294 de secții de votare folosite atât la alegerile din 2009 cât și 2014, lucrurile stau complet diferite. Pentru că dacă numărul a rămas același, PSD-iștii din MAE au modificat intenționat locațiile acestora, astfel încât multe din cele existente în 2009 au fost mutate în comunități cu puțini români, în vreme ce comunitățile mari au fost nevoite să voteze în secții insuficiente ca număr și amplasare. În unele locuri, mii de oameni au rămas după închiderea urnelor fără să voteze, caz unic în Uniunea Europeană. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, evident, PSD mizează în continuare pe anihilarea forței diasporei, pe blocarea unui sistem care să permită votul electronic și pe un sistem de vot prin corespondență foarte complicat, care să dezavantajeze sau să descurajeze utilizarea acestui mecanism de către românii din afara granițelor. Dar cu toate acestea, lucrurile nu îi mulțumesc pe PSD-iști, nu îi lasă indiferenți, pentru că probabilitatea unui nou val anti-PSD și chiar peste un an de zile este mare, în condițiile în care furia și foamea de putere a Partidului Stat se vor amplifica în următoarele luni, pe fondul unei strategii care să compenseze pierderea alegerilor prezidențiale și deci posibilitatea ca un președinte PSD să numească prim-ministru care să formeze viitorul cabinet. Surse politice și administrative din MAE și guvern, confirmate și de unele informații din mass media, arată că strategia PSD de a pune un control total în următoarele 18 luni pe sistemul diplomatic, prin numirea cât mai multor consul și ambasadori din afara PSD, în multe situații, sub umbrela unui titlaturi de tehnocrat sau ambasador de carieră, Ponta va încerca să negocieze trimiterea cât mai multor susținători ai Partidului Stat. Cele trei exemple vehiculate în presă spun totul: Moțoc la Londra, Jinga la ONU și Maier la Washington. Numirile de consul pur și simplu vor exploda în perioada următoare. Traseiștii de la UNPR, Partidul Autobuz PLR, cadrii de nădejde PSD-iste vor fi recompensate cu destinații exotice pentru a finaliza opera politică a Partidului Stat. MAE va deveni o nouă pepinieră a PSD. Concursuri pentru funcții în diplomație vor fi organizate în perioada următoare. De asemenea, trebuie spus că PSD a introdus la MAE un sistem foarte ingenios, unde personal contractual de la firme private este detașat la posturi cheie pentru a ocupa organigramele consulatelor și ale ambasadelor. În multe cazuri, experiența este spre zero, iar stagiul de formare la MAE e o simplă formalitate birocratică. Se pare că sunt sute de astfel de posturi acum în diplomație. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, așadar, se anunță vești proaste pentru diasporă? PSD pregătește un val masiv de ambasadori și consul politici pentru a consola legile din 2016. Trag un semnal de alarmă către mass media și ceilalți colegi din opoziție. Fac un apel la comunitățile românești din diaspor, la comisiile de politică externă ale Parlamentului, să reacționeze de fiecare dată când vor exista asemenea situații, să preîntâmpine controlul total al PSD asupra diplomației. PSD încearcă cu disperare să controleze toate zonele din administrație, tocmai pentru a aplauda legile din 2016, pentru a mulțumi clientela de partid și pentru a avea acces la resurse. Deputat Costel Alexe, Colegiul 7, Iași. Mulțumesc.